Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Dați-mi voie să vă salut la acest eveniment online, desfășurat în cadrul campaniei de comunicare consacrate aniversării a 10 ani de activitate Agenției de Guvernare Electronică. În cadrul acestei campanii, care se desfășoară pe parcursul a 10 săptămâni, ne-am propus să familiarizăm publicul larg, să discutăm, să dezbatem diferite subiecte ce țin de guvernare digitală, de guvernare electronică și să răspundem la mai multe întrebări, multe întrebări pe care le adresează cetățenii, le adresează antreprenorii, diferite asociații de profesioniști, ce este de fapt e guvernarea în Republica Moldova, cu ce provocări ne confruntăm, de ce m-ar interesa pe mine ca cetățean simplu subiectele de guvernare digitală, mai ales în timpurile de pandemie, astăzi când sunt multe alte probleme, de ce și această guvernare electronică ar trebui să fie ceva ce să ne ocupe gândurile. Și mai ales cum aș putea să utilizez instrumentele de guvernare electronică pentru a-mi eficientiza lucrurile. Aceste întrebări sunt adresate constant de către cetățeni, de către diferite grupuri de profesioniști cu care noi suntem în interacțiune permanentă. Și în această săptămână, de fapt, a campaniei, am hotărât să discutăm despre parteneriat, despre cei cu cine facem guvernare digitală, cu cine ne propunem să facem aceste transformări digitale. Spuneam în mai multe contexte, că guvernarea digitală, guvernarea electronică, mai ales în Republica Moldova, nu este o preocupare a unei singure instituții. Nu poate fi o preocupare a unei singure instituții, deoarece este un proces mult mai complex decât ar putea să fie dus doar de o singură instituție. Este un proces mai amplu, prin care nici măcar guvernul în întreaga sa putere nu poate să asigure aceste transformări digitale, întrucât aici ar trebui să schimbăm multe lucruri, să transformăm, să aplicăm transformările la mai multe nivele, inclusiv la nivel de mentalitate. Asta o facem cu prietenii noștri și despre asta ne-am propus să discutăm astăzi. Mie îmi spune Iurie Țurcanu, sunt director în Agenției de Guvernare Electronică, și împreună cu colegii mei, domnul Gheorghe Ursoi, director adjunct la Agenția de Guvernare Electronică, și doamna Diana Zaharia, șefa direcției de management instituțional la Agenția de Guvernare Electronică, vom discuta cu dumneavoastră astăzi despre puterea parteneriatelor în guvernare digitală. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezență. De la distanță sunt conectați prietenii e-guvernării, dar nu doar prietenii e-guvernării, sunt acele organizații și acei parteneri cu care am implementat multe proiecte despre care o să vă vorbim și astăzi, dar și pe parcursul următoarelor săptămâni. Sunt conectați mulți și din cei care țintesc în a stabili anumite parteneriate cu diferite instituții responsabile de transformare digitală din guvern, pentru ca să-și eficientizeze procesele lor. Sunt mulți din cei care consumă produsele de guvernare electronică în munca lor de zi cu zi. Stimați colegi, vă salut pe toți în numele Agenției de Guvernare Electronică și vă îndemn să participați activ la această discuție. Formatul acestui eveniment este unul simplu de discuție, unde o să-i rog și pe colegii mei să intervină, să vă provoace cu anumite întrebări, urma cărora vom afla mai multe despre cum funcționează guvernarea electronică în Republica Moldova la nivel organizațional, instituțional, dar vom și identifica, sper eu, și niște oportunități noi de parteneriat. Întrucât avem o conferință online, un eveniment online, vă rog mult ca să respectăm acele reguli a conferințelor online.
O să ne străduim ca durata evenimentului să nu depășească cea planificată de o oră și 15, o oră 20 de minute. De asta vă rog intervențiile dumneavoastră să fie pe cât se poate la subiect, dar cel mai mult vă rog pe cei care vorbesc să-și conecteze microfoanele și eventual camerele ca să putem să ne și vedem, însă pe cei care nu intervin în momentele în care nu doresc să intervină, vă rugăm să deconectați microfoanele pentru a nu provoca microfonie și zgomote inutile. Acestea fiind spuse, vreau să dau un mic context activității noastre ca ulterior să putem să începem această discuție despre guvernare electronică în parteneriat cu diferite sectoare. Și aici vorbim despre sectorul privat, despre sectorul public, despre sectorul universitar, despre asociațiile de profesioniști cu care ne-am înfrățit, ne-am împrietenit într-atât de mult în parcursul activității noastre și desigur, despre partenerii de dezvoltare care, prin definiție, sunt parteneri și, prin definiție, întotdeauna stau cu sprijinul acordat către guvern, către instituțiile noastre. Și vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Agenția de Guvernare Electronică are un deceniu de activitate. Am început cu niște provocări enorme atunci când guvernul rămânea urmă ca activitate de ca adoptare de tehnologii de societate. Atunci când cetățenii erau foarte obișnuiți cu rețelele sociale, cu mesaje electronice, cu e-mail-uri, guvernul mai practica transmiterea de mesaje împlicuite de la un minister la altul, mesaje care ajungeau în loc să ajungă într-o zi sau cel mult o zi, ajungeau în 2-3 zile, chiar dacă ministerul era alături. Conștientizând acest lucru, guvernul și-a trasat ca obiectiv să-și digitizeze activitatea. În deosebi, pe segmentul său de interacțiune cu cetățeni și cu antreprenori, cu mediul de afaceri. Și aici, în mare parte, vorbim despre serviciile publice. Atunci când interacționăm cu diferite autorități ale statului, prestatoare de servicii publice. Noi, în calitatea noastră de cetățeni simpli, de consumatori acestor servicii, și în calitatea noastră sau în calitatea noastră de antreprenori, de oameni de afaceri, atunci când avem nevoie de a ne desfășura o activitate, de a obține o licență, un permis și alte activități. Însă, chiar din primele luni de guvernare electronică, am constatat un lucru, că spre deosebire de multe state cu care ne-ar place să ne comparăm, state care au avansat deja în guvernare electronică, cum ar fi Estonia, cum ar fi Singapore, cum ar fi Coreea de Sud, noi avem multe lucruri de implementat până a da turnațiile necesare acestui proces de guvernare digitală. Am fost în situația în care să identificăm acele platforme absolut necesare guvernării digitale și să le implementăm împreună cu business-ul, împreună cu sectorul privat, întrucât multe din aceste platforme nu au existat la acel moment. Astfel, pe parcursul acestor 10 ani, au fost puse bazele unei infrastructuri de e-guvernare durabile, sustenabile și astăzi, împreună cu partenerii de dezvoltare, suntem în prag de modernizare serviciilor guvernamentale. Un proces destul de complex despre care vom vorbi și astăzi în dialog cu partenerii de dezvoltare. Eu o să mă opresc aici, nu o să deschid toate parantezele pentru
ceea ce înseamnă provocările și cum au fost depășite aceste provocări împreună cu, cu partenerii noștri, deja cu prietenii noștri din, din diferite sectoare, o să rog pe domnul Gheorghe Ulsoi să preia estafeta și să ne provoace la un dialog interesant cu, în primul rând, cu cei din sectorul public, cu cei care sunt mandatați să își modernizeze serviciile sale, atât de la, din guvernul central, cât și din guvernul local. Domnule Ulsoi, vă rog. Mersi mult, mersi mult, Iure. Bună ziua, stimați colegi. Vă salut și eu la această conferință online și vă mulțumesc frumos pentru că ați dat curs invitația noastră ca să avem această discuție liberă despre ce am făcut și ce planuri avem în viitor și cum vedem la această colaborare tot mai strânsă și mai strânsă în, în anii ce urmează. Este un, un element foarte important în, în procesul de modernizare. Procesul de proiectul de modernizare a serviciilor publice, care a fost inițiat în anul 2018, dar care vine unui ulterior altui proiect de transformare a guvernării în, în Republica Moldova, un proiect care a fost inițiat de către Cancelarea de Stat în, în calitatea sa de instituție coordonatoare a procesului de modernizare a serviciilor publice și care este implementat cu suportul Agenției de Guvernare Electronică. Este, după cum a spus și Iurie, un proiect de anvergură care vizează, în primul rând, prestatorii de servicii la nivel central, dar și dispune de un potențial major de extindere la, la nivel local. Urmarea unui exercițiu amplu de revizuire a serviciilor publice care sunt prestate la nivel național, a fost lansat procesul de reinginerie, dar și ulterior de digitizare a serviciilor publice și servicii de care beneficiază, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova. Principiul de bază pe care noi îl, de care ne conducem în acest proces este acela că regândirea modelului de prestare a serviciilor derivă din așteptările și necesitățile omului. Iar aici ne referim în special la eliminarea la maxim a documentelor necesare pentru a beneficia de un, de un anumit serviciu, la micșorarea numărului de vizite la, la oficiul prestatorilor, aducerea punctelor de prestare cât mai aproape de locul unde trăiesc cetățenii noștri, dar și reducerea costurilor pentru, pentru prestarea acestor servicii. Serviciile modernizate, precum și platformele guvernamentale care sunt create, sunt instrumente obligatorii pe care guvernul trebuie să le pună la dispoziție cetățenilor săi, în special în condițiile actuale de, de pandemie, când cerințele de distanțare socială impuse de autorități fac foarte dificilă beneficierea de aceste servicii în modul tradițional, în modul în care erau obișnuiți oamenii să, să beneficieze de acestea. Respectiv, aș menționa aici doar câteva din proiectele majore la care am lucrat până în prezent, și anume vorbim de semnătura electronică, posibilitatea de autentificare a cetățenilor în mediul online, platforma de plăți electronice, precum și cea de schimb de date și interoperabilitate, care sunt de foarte mare ajutor atât instituțiilor statului, cât și cetățenilor în, în accesarea serviciilor de care, sunt, de care au nevoie. Trebuie să, să menționăm aici că procesul de transformare digitală a guvernului și cel de modernizare a serviciilor este unul continuu, iar implicarea și colaborarea tuturor autorităților și instituțiilor care sunt implicate sau care au responsabilități în acest domeniu este foarte importantă. Și aici aș vrea să remarc cu satisfacție colaborarea foarte bună pe care o avem cu unii din cei mai mari prestatori de servicii, și anume Agenția Servicii Publice și Casa Națională de Asigurări Sociale, cu care avem lansat o mulțime de activități ce țin de modernizarea serviciilor publice și suntem implicați în acest proces deja de câțiva ani, dar avem o mulțime de activități care urmează să le realizăm în, în continuare. De asemenea, pe parte ce vizează autoritățile locale, atât guvernul cât și noi susținem localizarea agendei, sau avem cu obiectiv major localizarea agendei de
de e-guvernare, adică transpunerea la nivel local a serviciilor și platformelor care le avem create la nivel central. Și aș menționa aici o interacțiune foarte bună pe care o avem inclusiv cu Primăria Municipiului Chișinău, cu care avem lansate anumite activități deja, dar sunt în proces de discuții conectarea și conectarea autorităților sau a primăriei la platformele pe care sunt create pentru a facilita activitatea primăriei pentru a oferi cetățenilor servicii mai calitative. Reșind din cele menționate, aș vrea să inițiem o mică discuție inclusiv cu colegii noștri din cadrul autorităților centrale și autorităților locale și o să încep cu doamna Țibârnea. Doamna Elena, vroiam să, după cum cunoaștem cu toții, recent Casa Națională de Asigurări Sociale a declarat război hârtiei. Da. Un element foarte important și un aspect pe care noi îl susținem în totalitate. Suntem perfect pe aceeași undă cu dumneavoastră și tot ce facem noi încercăm la maxim să eliminăm hârtie din activitatea de zi cu zi și să dăm posibilitatea de a interacționa instituțiile în regim online, dar și cetățenii să beneficieze de servicii online. Vreau să vă întreb la ce alte noutăți trebuie să ne așteptăm în viitor apropiat de la Casa Națională de Asigurări Sociale. Da, mulțumesc, domnul Soi. Bună ziua, stimați colegi. Ne-am asumat așa noi pe propria răspundere să declarăm război hârtiei, ținând cont de faptul că la ghișeile Casei Naționale numărul persoanelor care vin și ridică certificate de diferit tip pentru diferite instituții din țară depășește numărul de persoane care ne pășesc pragul pentru a stabili o anumită prestație socială. Practic, numărul depășește de 3 de 4 ori cei ce ține din municipiul Chișinău. Și atunci am spus că până aici a fost, de la 1 decembrie, toți cei care vor, care va date din partea Casei Naționale, cei ce țin de mărimea pensiei, tipul pensiei, contribuțiile achitate, contribuțiile calculate, tot genul de informații pe care le ține Casa Națională, noi o vom furniza prin intermediul platformei M-Connect. De aceea, chiar mizăm pe susținerea Agenției de Guvernare Electronică într-o colaborare, nu și așa o avem strânsă, dar să ne susțineți în conectarea și altor instituții de stat, altor organizații care vor solicita de la Casa Națională diferit tip de informații. Dar am vrut în continuare să mă axez pe un proiect care mi-e drag foarte mult, în sensul că este o provocare, nu știu dacă mai are și alte instituții de stat așa provocare cum are Casa Națională din partea Agenției de Guvernare Electronică, este proiectul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPEI, la care noi lucrăm din greu, dacă pot să spun așa, și la care noi avem așteptări foarte mari. Respectiv, ca să cunoască și restul colegilor, de la 1 ianuarie se schimbă modalitatea de plată a prestațiilor sociale, respectiv Casa Națională va, în comun cu Agenția de Guvernare Electronică și Ministerul Finanțelor, vor realiza achitarea tuturor tipurilor de prestații prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPEI. Este și sper eu că ne va reuși, va fi o performanță foarte mare pentru instituția noastră, ținând cont de volumul de mijloace financiare, circa 24 de miliarde pe care îl gestionează Casa Națională pentru achitarea acestor prestații. Dar vreau să menționez că lucrarea noastră cu Agenția de Guvernare Electronică a pornit din 2013, când am fost provocat să modernizăm un serviciu. Am ales un serviciu pentru categoria tânără a populației, pentru mamele cu copii. Respectiv a fost ceva nou pentru noi, care am mers de la instruiri oferite de Agenția de Guvernare Electronică, elaborări de metodologii, ca într-un final, în 2016,
să lansăm acest proces. Ulterior, nu ne-am oprit doar la indemnizația unică la nașterea copilului, care poate fi solicitată prin depunerea e-cerere. Am mers și la indemnizația pentru îngrijirea copilului până la 3 ani, până la 2 ani. Și ulterior am integrat și indemnizația paternală, care poate fi solicitată de tați la nașterea copilului. Consider eu că a fost o realizare frumoasă în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică și este la fel primul proiect la care am participat eu, nefiind și conducător al instituției, eram atunci la o funcție de execuție, dar este un proiect care mi-e aproape sufletului. Ulterior, viitor, deja suntem noi acum implicați în reinginerie serviciilor acordate de Casa Națională. Sunt circa 62 la număr de servicii care urmează să fie digitizate, dar cel mai complicat în acest proces este că ne-am avântat iarăși împreună cu colegii de la Agenția Guvernare Electronică și cu susținerea Băncii Mondiale să rescriem sistemul informațional protecția socială. Este un sistem care noi am muncit la el și el este implementat din 2007, dar deja dacă dorim să revizuim integral toate procesele acordate cetățenilor, servicii și așa mai departe, atunci ne dorim din suflet să rescriem și sistemul informațional protecția socială. Cam asta ceea ce ține de conlucrarea cu Agenția de Guvernare Electronică. Eu, în calitate de conducător, sper că noi vom avea și pe viitor aceeași conlucrare strânsă, cu aceeași echipă profesionistă și cu această ocazie vă doresc și în continuare, eu știu, cel puțin 100 de ani de activitate, pentru că v-ați transformat într-o instituție demn de urmat, conducător care și merită echipa profesionistă și în primul rând sănătate și la mai mult și la mai mare. Mulțumim mult, doamna Elena, pentru cuvintele frumoase. În continuare aș vrea să salut prezența domnului primar al municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, și aș vrea să-l rog să ne menționeze că, având în vedere multitudinea de activități care sunt necesare la nivelul primăriei municipiului Chișinău, vă rugăm domnul primar să ne informați care sunt aspirațiile digitale ale municipiului și cum vedeți dumneavoastră perspectivele de colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică în timpul ce urmează. Domnule primar general, nu vă auzim. Sunteți pe mute. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, stimați prieteni, stimați colegi! Eu vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate, în primul rând. Avantajul ședințelor online că le poți face vreo 3 și participa concomitent la vreo 3. Noi mai avem și una fizică și mai avem încă altele în regim online. Eu mă bucur foarte mult că avem această platformă de comunicare, pe de parte. Pe de altă parte, în acest an noi am avut multe, zic eu, proiecte pe care le-am inițiat. Am zis că pandemia este o problemă, dar e și o oportunitate în acest sens. Am început proiecte frumoase, începând cu educație online, ca și provocare. Și astăzi o bibliotecă digitală de mii de lecții, monitorizarea la domiciliu a pacienților bolnavi de COVID, raționalizarea și optimizarea în ceea ce ține de ghișeu unic, primire, recepție a documentelor permisive în domeniul construcțiilor. Acum intensiv lucrăm la ghișeu unic în mai multe componente de servicii, contabilitate. Eu am să rog colegii mei, Cornel Iațco, dacă o să ne permiteți să fac o mică prezentare, dar chiar mă bucur foarte mult că putem avansa
pe diferite proiecte și programe și serviciile publice trebuie să devină mai calitative, mai eficiente, mai aproape de cetățeni. Dacă vrem la distanța unui click, dar în mod real să existe această distanță de un click. Și știu că este loc de mai bine, nu doar din perspectiva calității serviciilor, dar ceea ce cred eu că este un obiectiv separat, partea legată de transparență, acțiunea anticorupție. Pentru că spre mare regret, trebuie să recunosc că în continuare avem probleme pe diferite domenii. În ceea ce ține de administrarea patrimoniului public, actele permisive, acolo unde există capacitate, fără ca mașina să decide da sau nu, mai decide un funcționar public, indiferent de care rang. Spre mare regret constatăm că există în continuare riscuri sporite de acte de corupție în acest sens. Deci, în totalitate, aș zice că putem să fim mai buni, trebuie să fim mai buni. Eu mă bucur că împreună cu colegii am reușit în acest an foarte multe platforme. Sunt 16 module importante la care suntem conectați, create noi sau care le lucrăm împreună și cred că în continuare putem să avansăm. De la determinarea și automatizarea proceselor legate de prestații sociale, medicină, educație, construcții, totul. Cred că în scurt timp o să avansăm și pe alte domenii. Așa că, repet, problema o privim ca pe oportunitate. Eu vă mulțumesc foarte mult celor care avem colaborare și sunt foarte mult colaborare bună, eficientă în acest sens. Și dacă Cornel acceptă să intervină o scurtă prezentare, Cornel, если у нас есть еще такое, такая возможность, Корнел, ты на проводе? Да, добрый день, я на проводе. Вот, Корнел только что избавился от ковида. Да, это неприятно никому. Без последствий, да. Да, без последствий, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо за интервенцию. Варгам даже форте сичин презентаре, потому что новим форте мул тимп ла диспозиции. Da, vă dorim succes în dumneavoastră în activitate și vă stăm alături pentru a vă ajuta în a implementa transformarea digitală a principiului. Contați pe noi când aveți nevoie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult! Domnule Ецо! Да, добрый день. Если позволите, я просто в дополнение к словам мэра добавлю те проекты, которые мы уже реализовали с вами, которые сейчас в стадии реализации и планы по развитию нашего видения там, дальнейшего сотрудничества. Буквально минуту займет, не больше. Из того, что мы уже сделали, это мы подключили через сервис M-Connect наше управление по соцобеспечению здравоохранению. Подключили два больших сервиса. Первое – это нам позволило автоматизировать процесс обработки информации и сделать как бы единую точку входа по соцвыплатам нашим внутренним. Мы еще, кстати, работаем над этим. В дальнейшем у нас в планах по дополнению в этом направлении систем автоматических расчетов по льготам, по платежам за ЖКХ, отопление, там, проезд. То есть то, что у нас в доработках. А второе, то, что мы уже сделали и тоже развиваем дальше, это подключение через M-Connect, M-Pass, систему платформы ЖИРа, которая именно позволяет учитывать граждан, которые находятся на карантине. Именно COVID-19 – это в помощь нашим управлению по соцобеспечению здравоохранения. То, что сейчас находится в реализации, это проект Green Bill. Я думаю, мы его добьем до Нового года. Да, и то, что сейчас подключаем через систему МПИ текущие платежи за ЖКХ. И не только. Насколько я знаю, мы сейчас там САП и канал работаем над пилотной частью. Это все вещи. И дальше по развитию у нас есть большое видение. Это развитие системы e-ticket. Я знаю, наверное, не для кого не секрет, что мы сейчас работаем над этим всем. То есть у нас большие проекты по реструктуризации транспортной системы. Одной из частей является e-ticket. Мы видим это как в базе или в основе всего этого системы MPI. А совместно с USAID мы запустили сейчас большой проект по консолидации всех геоинформационных ресурсов и построению единой геоинформационной системы. Здесь тоже
У нас большие планы по развитию этого проекта и подключению к службам M-Connect и прочим сервисам. И последний по очереди, но, наверное, самый главный по значимости, это проект по автоматизации процессов финансового планирования бухгалтерского учета. Мы с Чтивом запустили в этом году проект по автоматизации именно финпланирования и бухучета. Следующим шагом мы планируем это подключить систему к M-Tender и автоматизировать процедуры обработки e-фактур, чтобы там убрать вообще человеческий фактор. И финальную часть этого проекта мы видим как создание этой единой онлайн системы отчетности в режиме реального времени для всех заинтересованных сторон. Это не только для структурных подразделений мэрии, муниципальных предприятий, но также для всех контрагентов, контролирующих органов общественности, то есть чтобы вся финансовая отчетность, вся финансовая деятельность мэрии была полностью транспарентной онлайн в режиме реального времени. Да, отдельно хотел бы отметить плодотворное наше сотрудничество, профессионализм коллег с ЕГОВ за скорость вашей реакции. Ребята, просто как это, респект и спасибо большое за ваш, за то, что вы есть и в том формате, как вы работаете, да, просто да, спасибо. Спасибо вам большое, и мы желаем всяческих успехов в оцифровке всех процессов внутри муниципия и всех этих проектов, которые граждане давно ждут по цифровому развитию нашего города. Корнелиу, мулцумим фуарте фуарте мулт. Mulțumim frumos, într-adevăr. În continuare, vreau să salut și pe colegii noștri din cadrul Agenției Servicii Publice, fiind unul din cei mai mari prestatori de servicii în țara noastră și o instituție cu care avem o comunicare și o colaborare deja de mult timp. Domnul Zmuncilă, domn director, vă salutăm la evenimentul nostru și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, reieșind din faptul că avem deja lansate o mulțime de activități împreună, cum apreciați colaborarea cu Agenția de Guvernare Electronică până la moment și care sunt oportunitățile de colaborare pe care le vedeți în raport cu Agenția de Guvernare Electronică în viitor? Da, vă salutăm, stimați colegi. Deci, în primul rând, permiteți să vă felicităm din partea Agenției Servicii Publice cu ocazia aniversării a 10 ani la formarea instituției. Și în aceste 10 ani, noi, în cadrul unei colaborări fructuoase, am fost uniți de dorința comună de a implementa o guvernare publică eficientă, modernă și orientată spre necesitățile cetățenilor. În acest sens, aș dori să menționez că evenimentele care au loc în cadrul campaniei de comunicare 10 ani de e-guvernare, servicii electronice pentru fiecare și conferința online de astăzi, inițiate de Agenția Guvernare Electronică, sunt evenimente ale căror importanță pentru dezvoltarea digitală a țării nu poate fi supraestimată. La rândul său, Agenția Servicii Publice întotdeauna a acordat o atenție sporită dezvoltării componenței electronice a furnizării serviciilor publice. Dorim să menționăm că în cadrul reformei de modernizare a serviciilor publice, aceste procese au căpătat o semnificație de stat și au devenit o bază pentru programele de proiecte de digitalizare a societății moldovenești. Astfel, are loc implementarea proiectului modernizare a serviciilor guvernamentale, prin decizii de prim-ministrului numărul 8 de 11 februarie și numărul 28 de 7 septembrie 2020. În cadrul căror instituțiile noastre implementează în comun mai mult de 20 de proiecte. Fiecare dintre proiecte aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea guvernării electronice în Republica Moldova. Cu toate acestea, aș dori să remarc implementarea subproiectelor de reinginerie și digitalizare a unor de astfel de servicii de bază prestate de SP, cum ar fi reinginerie serviciului public administrativ, eliberarea permisului de conducere, model de tip nou, Dell ID. Reinginerie serviciilor publice în domeniul stării civile, 12 servicii și reinginerie serviciilor publice în domeniul înregistrării unităților de drept, 4 servicii. În ceea ce privește perspectivele de colaborare, nu există nicio îndoială că ponderea digitalizării serviciilor publice va crește de la an la an. O mare parte a populației este implicată în utilizarea tehnologiilor digitale în diferite aspecte ale vieții. Acestea devenind de fiecare an tot mai solicitate, combinabile și uzuale. Anul curent a arătat că
în condiții de izolare forțată, nu există o modalitate mai simplă de a menține un standard de viață normal decât utilizarea serviciilor electronice. ASP-ul, în rândul său, își formează propria strategie de dezvoltare, concentrându-se în mod special pe proiecte orientate spre beneficiul cetățenilor țării noastre și este dispus în continuare să participe activ la implementarea lor. Vă mulțumim foarte mult, domn director. Stimați colegi, mersi mult tuturor celor care au intervenit în acest dialog al nostru. După cum vedeți, avem foarte multe activități deja lansate, dar avem foarte multe activități pe care urmează în continuare să le realizăm cu toții. Și acest ne bucurăm foarte mult de suportul pe care ne-l oferiți în activitatea pe care o realizăm, dar și ne bucurăm de suportul partenerilor de dezvoltare care susțin aceste activități pe care noi le-am lansat de modernizarea serviciilor publice. De aceea, în continuare, vreau să-i ofer cuvântul colegii mele, Diana Zaharia, pentru a face o scurtă descriere a interacțiunii pe care o are Agenția Electronică cu partenerii de dezvoltare care ne susțin în acest proces amplu de modernizare serviciilor publice. Mulțumesc foarte mult, colegi, domnul director, domnul Ursoi, mulțumesc tuturor, bună dimineața și vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru colaborare cu instituția noastră, cu toți cei prezenți, dar și multe alte instituții și multe alte persoane. Agenția de Guvernare Electronică se bucură de o colaborare fructuoasă deja de mai mulți ani. Atunci când vorbim de partenerii de dezvoltare, bineînțeles că în capul mesei este Banca Mondială și colegii noștri care muncesc zi de zi alături de noi la reprezentanța Băncii Mondiale în Republica Moldova, întreaga echipă, doamna director de țară, doamna Ana Alcălcați, și, bineînțeles, domnul Constantin Rusu, care este și team liderul pentru proiectul modernizarea serviciilor guvernamentale din cadrul Băncii Mondiale Republica Moldova. Dar cu siguranță nu pot trece cu vederea și nu pot să nu menționez astăzi bunii noștri parteneri de la Programul Național Unit pentru Dezvoltare, atât proiectul de suport pentru Comisia Electorală Centrală, cu care avem o colaborare deja aproximativ de 4 ani, o colaborare care a încununat cu elaborarea și aprobarea legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitatea. Tot Programul Națiunilor Unite ne-a asigurat suportul necesar pentru a ne elabora primul nostru program de dezvoltare strategică. Este pentru prima dată când AGE are un astfel de program și urmează să-l implementeze începând cu anul 2021. De asemenea, mai nou avem un dialog fructuos cu programul Uniunii Europene implementat în parteneriat cu PNUD Moldova, EU for Moldova. Deja am și semnat un acord de colaborare cu colegii pe acest domeniu. Sunt o serie de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, implementate la nivelul Cancelariei de Stat, atât pe reforma administrației publice centrale, cât și pe armonizarea legislației la acquis comunitar. Este un parteneriat foarte frumos cu Agenția de Dezvoltare a Statelor Unite, USAID Moldova, programul Comunitatea Mea, și alte, un program Novateca care deja a finalizat, dar în urma căruia noi am moștenit o valoare foarte mare, aș zice. Eu am moștenit rețeaua sau asociația de bibliotecari din Republica Moldova, pe care noi colegial i-am numit ea ambasadorii e-guvernării, pentru că la nivel local, la ziua de astăzi, deocamdată ei sunt acei promotori ai serviciilor electronice și a infrastructurii de e-guvernare existente atât la nivel central, cât și poate fi utilizat atât la nivel central, cât și la nivel local. Cu programul Comunitatea Mea ne leagă un parteneriat de aproximativ 2 ani.
În special, lucrăm la pilotarea proiectului platformei sistemului informațional geografic de la nivel local, care urmează a fi lansat foarte recent. Și, bineînțeles, avem un parteneriat pe care, de asemenea, aș vrea să-l menționez, este cel cu GIZ Moldova, reprezentanța Agenția Germaniei de Dezvoltare și Cooperare. Cu ei colaborăm pe dimensiunea parteneriatului estic. Chiar în acest an, până la perioada pandemică, am reușit să găzduim pentru o perioadă de 3 zile mai mulți reprezentanți ai centrelor sau agențiilor de guvern sau instituțiilor care sunt omologe din țările membre ale parteneriatului estic, responsabile de domeniul e-guvernării. Au fost o interacțiune foarte frumoasă la acea perioadă, în februarie 2020, și în urma căreia am stabilit alte parteneriate noi în regiune, precum ar fi Republica Kirgistan și Republica Belarus. În contextul celor listate, aș fi vrut, dacă a reușit să se conecteze domnul Constantin Rusu, să-l provoc la o întrebare, poate un pic ieșită din tiparele unei întrebări ordinare. Având în vedere că AGE și Banca Mondială au un parteneriat de 10 ani, chiar de la creare, și dumneavoastră, AGE împreună cu Banca Mondială are un parcurs de succes. Aș vrea să ne spuneți, domnule Rusu, de ce Banca Mondială constată exemplul de e-guvernare din Republica Moldova unul de succes? Și iată că știm noi, și probabil știu și alți colegi ai noștri, că Banca Mondială replică proiectul de e-transformare a guvernării, proiectul de modernizare a serviciilor publice, nu doar în regiunea de sud-est a Europei, dar în întreaga lume. Mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte bucuros să văd colegii de la agenție, dar și alți beneficiari a proiectului de modernizare a serviciilor guvernamentale cu care ne cunoaștem. Și mulțumesc, Diana, pentru această interesantă întrebare. În primul rând, folosindu-mă de ocazie, vreau să o felicit cu acest 10 ani de activitate și totodată de 10 ani de parteneriat cu Banca Mondială. Suntem din prima zi, practic, alături de voi, de echipa agenției. De ce este exemplu e-transformării guvernului în Republica Moldova o istorie de succes? Cred că este prin faptul că, spre deosebire de alte țări, în Moldova, de la bun început, s-a început o abordare care cuprinde întreg guvernul. Deci nu am mers pe soluții digitale în sectoare, soluții care sunt dezvoltate fără a interacționa cu alte sisteme, ci am mers pe o abordare pentru întreg guvernul și abordarea în cadrul proiectului precedent de e-transformare a guvernării a fost anume de a crea platformele cele intersectoriale care ar crea această legătură dintre entități, care ar da posibilitate a utiliza un schimb de date eficient între instituții, care ar crea platforme pentru toate sectoarele și ar servi ca bază pentru modernizarea de mai departe a serviciilor sectoriale. Deci această abordare pentru întreg guvernul nu este specifică pentru toate țările și anume aceasta este un succes care banca acum prin o inițiativă nouă lansată anul trecut, care se numește GovTech, deci tehnologie pentru guvern, anume promovează această abordare de digitalizare într-un efort comun pentru întreg guvernul, un efort comun intersectorial, care aduce soluții să îmbunătățeze interoperabilitatea dintre agenții și să îmbunătățeze această conlucrare. Un alt element al succesului consider de asemenea că s-a creat acest cadru strategic și cadru legislativ pentru implementarea transformării digitale de mai departe și pentru implementarea soluțiilor digitale a guvernului.
S-au creat, de asemenea, s-a creat la nivel instituțional această cooperare dintre instituții prin Consiliul de Coordonatori a e-Transformării. Știm că avem campioni sau, să spunem, coordonatori a e-Transformării în diferite ministere și acest Consiliu este o platformă de interacțiune unde se pun în dezbateri mai multe teme și deci iarăși aceasta ne aduce la un efort conjugat în digitalizarea întregului sector public, care este un lucru foarte bun. Un alt element al succesului, aș spune că este crearea anumitor parteneriate cu sectorul privat, cum a fost demonstrat în cadrul implementării soluției MPay, unde s-a creat acest parteneriat cu sectorul privat, cu mediul bancar. De asemenea, s-a creat un parteneriat bun în cadrul implementării sistemului M-Sign, care permite semnătura mobilă în parteneriat cu operatorii de telefonie mobilă. Sunt niște exemple de conlucrare dintre stat și mediul de afaceri, eu consider bune, care tot pot fi replicate și în alte țări. Într-adevăr, banca folosește aceste elemente pozitive și încearcă să le replice în alte țări, fiindcă, după cum cunoaștem, Moldova, de fapt, este un campion regional. Dacă să vorbim de cloud pentru guvern, spre exemplu, în Ucraina, un asemenea cloud pentru guvern nu există, simplu. Dacă vorbim de platformă de interoperabilitate, platformă de schimb de date M-Connect, în România o astfel de platformă simplu nu există. Deci există mai multe elemente a succesului care noi încercăm să le replicăm și în alte țări, prin alte proiecte al Băncii Mondiale. Și un exemplu în acest sens aș menționa schimbul de experiență recent care l-a organizat Agenția de E-Guvernare cu colegii din Filipine. A fost o discuție foarte interesantă, am previzionat-o cu succes, cu mare interes. Consider că a fost un eveniment de succes unde Agenția de Guvernare Electronică s-a împărtășit cu această experiență de 10 ani. Este important ca țările care abia acum sunt la început de cale să evite acele greșeli care au fost în Moldova și să încercăm cu pași rapizi să implementăm aceste soluții digitale unde se poate și cum se poate. Mă bucur că avem multe realizate, însă mult mai avem de realizat. Avem un plan foarte ambițios de modernizarea unui număr impunător de servicii. Sunt bucuros că printre ele se regăsesc serviciile de asistență socială și serviciile de susținere a mediului de afaceri, care sunt cruciale, cum a arătat criza legată de pandemia cu COVID. Dar sunt și alte servicii care au fost prioritizate de guvern, la care trebuie să lucrăm și trebuie să ieșim la sfârșit de proiect cu tot cele intenționate să le avem realizate. O altă chestie ambițioasă este crearea acestor centre de asistență în prestarea serviciilor, CUPS, cum le numim noi, abreviat la noi în Moldova, Centre Unificate de Prestări Servicii, care țin să aducă cât mai aproape serviciile electronice de păturile vulnerabile din Moldova. Cunoaștem că sunt mulți care nu au bucuria de a avea acces la internet sau poate chiar nu au un computer acasă și pentru aceste persoane sperăm că aceste centre de prestări servicii va facilita accesul la aceste servicii electronice, unde vor fi oameni instruiți, vor fi sisteme. Suntem acum la faza de pilotare acestor centri de prestări servicii, să vedem care vor fi rezultatele și sperăm să le replicăm în toată țara. Deci, multe am realizat, multe avem de făcut, suntem alături de voi,
Vreau să vă mulțumesc pentru această conlucrare, eu consider fructuoasă și de succes, și vreau să mulțumesc și echipa Băncii Mondiale, că este o echipă mai mare, Elena Corman pentru achiziții, Oxana Druță pentru management financiar, Sandra Sargent din Washington cu co-lider de echipă, Gladys Sinderai cu monitorizare și evaluare, Sergiu Panaghiu, care este un suport pe domeniul IT, un suport esențial în proiectul nostru, Helen Fehel, care este implicat în a consulta toate deciziile noastre cu cetățenii și pentru transparență în procesul decizional. Deci este o echipă mult mai mare care lucrează. Și în ultimul rând, domnul Boris Ciobanu, cu partea de comunicare, care ne ajută să ajungem pe pagina web a băncii. Exact, mulțumesc foarte mult și da, Boris Ciobanu cu partea de comunicare, care conlucrează foarte mult pe partea de comunicare cu AGL. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, și luând în considerare că comunicăm practic zilnic, de fapt consider că suntem împreună o echipă. Nu suntem două echipe, dar suntem o echipă și suntem foarte bucuroși de această conlucrare. Mulțumesc mult! Vă mulțumim foarte mult, domnule Rusu. Într-adevăr, dumneavoastră ați punctat foarte, foarte elocvent partajarea bunei experiențe a Republicii Moldova în domeniul e-guvernării. Într-adevăr, chiar recent am avut acea comunicare cu Filipine. Anterior a fost un schimb foarte bun de experiență cu colegii din Vietnam. Ne-am extins foarte mult parteneriatele cu mai multe țări de pe continentul african. Sperăm într-adevăr ca cele bune practici să fie transmise și altor administrații publice centrale în tot ce ține de ambiția acestor state pe sectorul e-guvernare. Doar o scurtă mică remarcă. În pe toată durata implementării noi am învățat foarte mult de la alte state, precum Estonia, Singapore, Coreea. Deci noi acum, după legile karmei, suntem obligați să împărțim și noi experiența cu alții. Da. Așa este și așa vom continua să o facem. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Aș fi vrut să auzim și alți reprezentanți ai partenerilor noștri de dezvoltare. Am să-mi permit să contactăm pe colegii de la USAID, domnul Daniel Șerban, dacă mai este pe fir. Mi-a semnalizat dumnealui anterior că este disponibil. Bună ziua, domnule Șerban, este disponibil pentru o perioadă mai scurtă de timp decât ne-am fi dorit noi. Vă salutăm din Moldova, știu că sunteți în afara țării acum, sper că sunteți bine. Domnule Șerban, în contextul pilotării platformei sistemului informațional geografic de nivel local, de ce s-a considerat importantă participarea AGE în pilotarea acestui sistem informațional? Bună dimineața, Diana. Mă simt onorat că particip la evenimentul dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru invitație. Deși sunt în afara țării, sunt alături de colegii, partenerii dragi din Republica Moldova. Dați-mi voie, în primul rând, să vă felicit pentru această aniversare, 10 ani, nu-i lucru puțin. Sunt foarte fericit că, într-adevăr, avem un parteneriat cu dumneavoastră. Eu vorbesc în numele programului Comunitatea Mea, implementat de IREX și finanțat de Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite, USAID Moldova. Vreau să spun că am regăsit în dumneavoastră, în Agenția de Guvernare Electronică, un partener solid, un partener de nădejde, un partener în care orice proiect de dezvoltare internațională are nevoie. În general, când vine un implementator într-o țară, are nevoie de campioni, de oameni și de entități care pot asigura durabilitatea intervențiilor lor care sunt tranzitorii.
un proiect, un program durează un an, doi, cinci, după care se încheie. Și aici o să-ți răspund, Iana, la întrebare de ce e important parteneriatul cu Agenția de Guvernare Electronică. Pentru că suntem convinși că dumneavoastră, prin capacitate, prin experiență, prin elementul novator pe care îl aduceți în Republica Moldova, sunteți acel partener de nădejde pentru asigurarea durabilității. Eu, bineînțeles, nu pot să vorbesc în numele Agenției de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite, USAID, vorbesc doar în numele programului Comunitatea Mea, dar prin tot ceea ce am făcut împreună în ultima perioadă, pot să confirm că există acea disponibilitate, acel dialog, acea seriozitate, dacă îmi permiteți, de care orice partener de dezvoltare internațională are nevoie atunci când implementează un program. În ceea ce privește soluția asta GIS Local, suntem foarte fericiți, într-adevăr, că avem un partener cu dumneavoastră, pentru că presupunând, și nu există absolut niciun dubiu, că vom avea succes cu Primăria Municipiului Chișinău și îl salut cu această ocazie pe domnul primar general Ion Ceban, sunt convins că dacă această soluție are capacitatea de a fi multiplicată exponențial la toate autoritățile publice locale din Republica Moldova, dumneavoastră sunteți acea entitate care puteți să o faceți. Aveți înțelepciunea, aveți experiența, experiența profesională, plus aveți ceea ce se spunea, ceea ce a spus domnul Constantin Rusu de la Banca Mondială. Aveți sprijinul, încrederea Guvernului Republicii Moldova. Și aici vin și eu să punctez acest lucru. De foarte multe ori, diversi parteneri de dezvoltare internațională lucrează la nivel punctual, fără a gândi holistic o soluție. Ori, prin sprijinul Guvernului Republicii Moldova către dumneavoastră, prin parteneriatul pe care noi, comunitatea mea, îl avem cu dumneavoastră, noi ne regăsim în aceste element de durabilitate și de, dacă vreți, până la urmă, de beneficiul pentru a beneficia toți cetățenii Republicii Moldova. Vreau să punctez același lucru pe care, adică să preiau ideea domnului Rusu de la Banca Mondială privind centrele universale pentru prestarea serviciilor CUPS-uri. Suntem în dialog cu Agenția de Guvernare Electronică privind la nivel de pilotare, bineînțeles, ceea ce numim centre de informare a cetățenilor și servicii, noi le numim CIX-uri. Discutăm, noi dorim să pilotăm în 5 localități deocamdată și apoi gradual vom crește numărul de localități și presupunând că soluția tehnică și tot conceptul este viabil, ne dorim foarte mult ca parteneriatul cu Agenția de Guvernare Electronică să dea rezultate și în această direcție. Sunteți niște campioni și știu ce spun și confirm ceea ce spuneau colegii dumneavoastră. În regiune ați făcut câțiva pași mult peste unele țări, chiar membri ale Uniunii Europene. Pentru că aveți viziune, aveți gândire, aveți o gândire strategică și nu pot decât să vă felicit pentru acest lucru. Revenind la CIX-uri, cred că până la urmă tot ceea ce faceți e în numele și beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Doar de la un clic distanță, și aș vrea să completez cu principiul, doar o singură dată, cred că doar dumneavoastră sunteți cei care, acea instituție care puteți implementa aceste concepte moderne în Republica Moldova. Iarăși nu e așa, s-a spus, pandemia ne trage de urechi și ne spune îndreptați-vă către platforme digitale integrate dacă vreți să avansați pe lumea asta. Sunt foarte eficiente și dialogul dumneavoastră cu Asociația Congresul Autorităților Locale, cu CAL, dovedește că primarii așteaptă ca un burete informații și sprijinul de la dumneavoastră ca la rândul lor se poate oferi servicii mai eficiente, mai transparente, mai rapide cetățenilor din localitățile pe care le gestionează. O să închei aici, încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi cer mii de scuze că nu o să pot să stau foarte mult, dar într-adevăr mă simt onorat și vorbesc în numele programului Comunitatea Mea că suntem parteneri. Vă mulțumesc și urez mult succes. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim din suflet, domnule Șerban. Într-adevăr, în 5 minute ați împachetat întreaga hartă a colaborării AGE cu programul Comunitatea Mea. Nu am cum să trec cu vederea importanța sinergiilor
sinergiei între activități, ceea ce ați remarcat dumneavoastră foarte bine. Și într-adevăr, asta tindem să o facem și cu partenerii de dezvoltare, ca să nu ne dublăm activitățile în cadrul asistenței oferite pentru Republica Moldova de către partenerii de dezvoltare. Dumneavoastră ați menționat centrele de informare, noi urmează să pilotăm centrele universale de prestare servicii. Aici vreau să dau claritatea că nu ne vom călca unii pe alții pe picioare, dar dimpotrivă ne vom da mână de mână ca să creăm acea continuitate și lanț a prestării informării și prestării cetățeanului la nivel local și accesibilității grupurilor social vulnerabile la nivel local către serviciile electronice. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Și mulțumim Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare pentru acest parteneriat frumos. În continuare aș vrea să discut un pic cu foștii mei colegi de la Programul Națiunilor Unite. Nu știu dacă pe cine avem exact pe fir din cadrul proiectului suport pentru Comisia Electorală Centrală. Este doamna Băunegru, este Eva Băunegru. Da, Eva, bună dimineața! Dorin, bună dimineața! Mulțumim foarte mult pentru participare. Bună dimineața! Ziceam anterior că ne leagă un parteneriat de aproximativ 4, aproape chiar 5 ani, cu, în special cu proiectul de suport oferit Comisiei Electorale Centrale, asistența din partea PNUD Moldova. Mai nou s-au alăturat și partenerii din partea USAID ca și finanțători a acestui proiect și apropo felicitări pentru extinderea acestuia pentru următorii ani. Aș fi vrut să discutăm un pic despre acele elemente importante noi pe care le-a adus parteneriatul PNUD AGE CEC în contextul organizării scrutinelor electorale. Iată că în curând mai avem unul foarte important. Ce stă în spatele acestor organizări tehnice? Mulțumesc mult, doamna Zaharia, pentru introducere. Sunt Eva Băunegru, managerul de proiect al proiectului PNUD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, și particip la această ședință din numele PNUD Moldova. Și îmi face o deosebită plăcere să văd colegii cu care am colaborat în ultimii 3 ani. Într-adevăr, a fost o colaborare fructuoasă. Putem spune că un parteneriat durabil a fost stabilit între Agenția e-Guvernare, Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova încă înaintea proiectului nostru curent din 2017, deci practic s-a început un pic anterior, din 2015 chiar, atunci când am început să discutăm și să elaborăm primul concept al proiectului de lege al interoperabilității și schimbului de date, pe care ne bucurăm că Eva, scuze, noi te-am pierdut. Noi nu te auzim. Acum mă auziți? Da, vă auzim. Așa, mă bucur. Deci, practic, am reiterat anume colaborarea strânsă între Comisia Electorală PNUD și Agenție e-Guvernare în baza legii interoperabilității și schimbului de date, care a fost aprobată de către Parlament din anul 2017, fapt pentru care ne bucurăm că avem deja și o legislație și regulamente în baza căreia acest lucru are loc. Ținând cont de întrebarea dată de către doamna Zaharia, aș putea spune că anume sistemul informațional automatizat de stat alegeri, elaborat din 2014 și apoi actualizat în 2015 pentru Comisia Electorală Centrală și care stă în spatele tuturor scrutinilor electorale, inclusiv acelui care vine acum pe 1 noiembrie alegerilor prezidențiale,
are în spate acea platformă de M-Connect, care de fapt și ne oferă oportunitatea schimbului de date cu Registrul de Stat a Populației și cu alte registre care oferă informații și date utile pentru Registrul de Stat al alegătorilor și a listelor electorale într-un final. Din numele PNUD aș putea, desigur, să menționez acel efort pe care l-am oferit agenției e-guvernare pe parcursul acestor ani, anume în schimbul de experiență și oferirii expertizei în domeniul VSO2, pe care, desigur, că este o terminologie tehnică, dar cu siguranță colegii de la e-guvernare o percep și știu despre ce e vorba. Desigur că pot să enumăr aici contribuția noastră către primul document de dezvoltare strategică și, desigur, expertiza internațională oferită recent, din 2019 până în 2020, pe analiza infrastructurii de e-guvernare care a fost oferită agenției și noi sperăm foarte mult că acest lucru va îmbunătăți activitatea pe viitor a agenției și într-adevăr vom avea o platformă bine dezvoltată și utilizată de către instituțiile de stat. Ce ține de partea electorală, considerăm că colaborarea între e-guvernare și Comisia Electorală Centrală, pe care și noi o oferim suport și o vom continua să oferim suport până în 2023, este un element critic și important ce ține anume în schimbul de date și în crearea listelor electorale cât mai exacte și cât mai bine compilate de către colegii de la CEC. Desigur că nu pot să exclud aici și contribuția elementelor, instrumentelor pe care le oferă agenții e-guvernare, M-Sign, M-Log și desigur că platforma M-Connect pentru alte module pe care ni le-am planificat să le dezvoltăm sau care le-am dezvoltat. Aici menționez control financiar, modulul dedicat partidelor politice care raportează cheltuielile din timpul campaniilor electorale, precum și a fondurilor obținute din bugetul de stat, prin metoda online, astfel încât noi excludem pas cu pas hârtia din tot circuitul de raportare financiară. Un lucru foarte important, desigur, că atât pentru partidele politice, cât și pentru transparența întregului proces electoral și creșterea credibilității procesului electoral. Suntem bucuroși de colaborarea pe care am avut-o în anii precedenți și sperăm că în următorii ani vom identifica acele activități sau acele oportunități în care să mai colaborăm, să mai avem activități comune și să contribuim împreună anume la îmbunătățirea schimbului de date și interoperabilității în domeniul electoral, deoarece acest lucru este un proces continuu și desigur că nu putem să ne oprim doar la o singură colaborare, dar PNUD Moldova își dorește să mențină o relație bună cu toate agențiile și instituțiile cu care a lucrat cot la cot o anumită perioadă de timp. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație și din partea PNUD Moldova, desigur că vă transmit felicitări pentru această aniversare frumoasă. Mersi foarte mult, Eva, mulțumim. Într-adevăr, Registrul de Stat al Alegătorului astăzi, care este sistemul informațional primar în ziua alegerilor, în spatele lui, schimbul de date are loc prin platforma M-Connect. Mi-ar fi plăcut foarte mult să discutăm pe scurt și cu fosta noastră colegă de la Agenția de Guvernare Electronică, Oxana Cașu. Îmi pare foarte rău, Oxana, dar avem o semnalizare din partea unui partener din sectorul privat că este limitat în timp în a participa
la evenimentul nostru. De ce am rezervat și un pic mai târziu discuția cu tine, fie o lăsăm pe altă dată, dacă poți să rămâi pe fir, Oxana. Îți mulțumesc tare mult pentru înțelegere. Și în acest context dau cuvântul domnului director, domnului Iurie Țurcanu, pentru a continua retrospectiva parteneriatelor pe care o are Agenția de Guvernare Electronică cu sectorul privat, în special sectorul IT. Mulțumesc frumos, Diana. Spuneam anterior că când am pornit la drum aveam mari provocări, întrucât infrastructura necesară pentru dezvoltarea serviciilor nu prea exista, nu prea aveam. Era semnătură electronică, dar parcă nu era, întrucât era subutilizată. Erau plăți, dar parcă iarăși nu erau, fiindcă erau foarte, foarte limitate ca capacități, ca modalitate de plată și multe alte lucruri. Nu o să mă opresc la fiecare din aceste parteneriate, doar o să menționez trei proiecte masive pe care le-am realizat cu sectorul privat. Și aici când spun parteneriat cu sectorul privat, deși aveam contracte clar semnate cu diferiți agenții economici, cu diferite organizații și aveam și niște raporturi evident comerciale, prin parteneriat cu sectorul privat noi înțelegem dincolo de aceste elemente, de aceste parteneriate, de aceste angajamente strict contractuale. Aici vorbim de semnătura electronică implementată cu operatorii de telefonie mobilă, vorbim de plățile electronice implementate cu compania Q Systems și cu Asociația Băncilor din Moldova, care reprezintă toate băncile de Republica Moldova, și vorbim de infrastructura guvernamentală de cloud implementată cu un consorțiu mai extins, lider fiind compania BTS. Toate aceste infrastructuri au fost implementate de către noi în parteneriat strâns cu Serviciul Tehnologie, Informație și Securitate Cibernetică. În acest moment aș vrea să-i dau cuvântul domnului director Andrei Aidov pentru a ne spune câteva cuvinte despre cum a văzut dumnealui acest parteneriat, dar și provocările legate de parteneriat cu statul încă din 2013, atunci când au fost lansate plățile electronice în Republica Moldova. Domnule director Aidov, vă rog să interveniți. Bună ziua tuturor! În primul rând, felicitări cu ocazia 10 ani. Eu trec în limba rusă, dacă permiteți. Da, извините, пожалуйста, что я вторг. У меня, к сожалению, есть запланированные следующие мероприятия. Но я бы очень хотел использовать эту возможность для того, чтобы, во-первых, поздравить коллег, во-вторых, для того, чтобы рассказать и подчеркнуть некоторые акценты, поставить на том, чего добились команда агентства. И я в этом отношении хочу больше не с технологической, со стороны тех систем и услуг, которые им удалось внедрить, мы их всех прекрасно знаем, а о парадигме сотрудничества, которую им удалось поменять, кардинально поменять за это время. Мы все знаем, что государственная структура была до этого достаточно закрытой, и все делалось внутри, у каждого своя система, своя подпись, все свое. И именно агентство e-Governare в свое время и во весь этот промежуток десятилетний удалось привлечь к сотрудничеству очень широкий круг партнеров, как мы видим. Это, я думаю, ключевой, элемент их действительно успеха, чем мы как компания очень горды, так как мы являемся какой-то небольшой частью этого общего проекта. В качестве развития системы МП, частью которого мы являемся, мы сейчас в комитете Финтех Ассоциации IT-компаний работаем над концептом развития, MP+, мы так называем, который позволит стать более современной и превратить МП из услуги в полноценную платежную систему, раскрыть потенциал для молдавских граждан в e-commerce, в системе быстрых платежей, позволить внедрить систему для денежных переводов, которая полностью соответствует принципам Мирового банка.
Есть много работы впереди. Мне, честно говоря, всегда нравится, когда кто-то из коллег из агентства звонит, когда у нас есть идеи, они всегда открыты для общения. Они создали действительно работающую и инфраструктуру сотрудничества, что очень уникально для Молдовы. Что я хочу пожелать им в дальнейшем? Знаете, хочу пожелать так, чтобы в республике каждый человек представлял e-гувернария как единственное правительство, которое есть, чтобы у всех вот создался такой менталитет. Все, что не делает правительство, это e-гувернария. Ребята, еще раз поздравляю и вам успехов в дальнейшем. Андрей, mulțumim foarte, foarte mult pentru aceste urări și pentru aceste cuvinte foarte frumoase, dar îndeosebit pentru efortul pe care l-ați depus dumneavoastră și echipa dumneavoastră pentru realizarea acelor proiecte frumoase pe care le-am implementat și de care astăzi se bucură societatea. Trebuie să menționăm că serviciul MPay crește cu cel puțin 1 milion de tranzacții anual pe perioada de ultimii 5-6 ani. Deci e o tendință foarte, foarte clară. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Și, mulțumim. Întrucât aceste proiecte frumoase de care am spus acum, aceste trei, dar sunt și multe, multe alte proiecte implementate cu sectorul privat, au fost implementate de către Agenția de Guvernare Electronică în conlucrare strânsă cu Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică. Vreau să-l rog pe domnul director Sergiu Popovici să ne spună cum vede dânsul această cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică și care sunt provocările pe care și ambițiile, oportunitățile pe care am putea să le explorăm împreună și în viitorii ani. Domnule director, vă rog. Bună ziua tuturor! Mă auziți bine? Auzim foarte bine, mulțumim! Mersi mult că am intrat în timpul care a fost oferit. Că deja mă uit după timp, zic, măcar să-i reușesc să-i spun la mulți ani, colegilor. Mulțumim! La mulți ani, băieți! Noi 10 ani suntem împreună, care au fost implementate multe proiecte împreună, dar totuși cel mai tare eu mă mândresc cu 3 proiecte care noi am început de la zero cu voi. Asta este mCloud, care era baza la noi, cu care noi am început, am făcut primul pas fix 10 ani în urmă. A doilea proiect este era mPay, că domnul Aidov a concretizat că da, am muncit mult, dar am realizat. Și a treilea proiect împreună care noi le-am făcut, adică eu explic care noi ne mândrim, noi am făcut foarte multe proiecte cu semnătura electronică, care până în ziua de azi noi și pandemia a arătat că totuși documentul electronic, utilizarea care s-a utilizat mult, semnătura electronică, totuși a adus avantajul, că la ziua de astăzi, fără tehnologii informaționale, nu poate exista nici o societate. Eu cred că sunteți de acord cu mine, care demonstrează că noi împreună trebuie să lucrăm încă mult, 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 ca să fie serviciile mai accesibile. Dar eu, cum zici, vă doresc încă o dată la mulți ani, dar avem și proiecte pe viitor care au adus pandemia, ne-a arătat că noi lipsăm de arhivă electronică care urmează să fie implementată împreună cu voi și sperăm că următorul proiect este să fie realizat cu succes. Eu ce pot vă spun? La mult, pot vorbesc mult, mă uit la oră cât de-a mai timpul. La mulți ani, băieți, eu cred că împreună vom reuși multe. La mulți ani, la mulți ani. Vă mulțumim foarte mult, domnule director. Vă mulțumesc deosebit pentru dedicație personală la multele din acele eforturi pe care noi le facem. Și în numele dumneavoastră vă mulțumesc și echipei Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică pentru toate acele nopți nedormite de monitorizare și de asigurare a disponibilității serviciilor electronice, fapt care de fapt aduce încredere în aceste servicii și în rezultatele muncii noastre colective. Mulțumim foarte mult! Diana,
Vă transmit estafeta pentru a mai dialoga cu, cu colegii noștri conectați. Mulțumim foarte mult și dumneavoastră, domnul Țărcanu, și dumneavoastră, domnul Popovici, mulțumim pentru reușita de la mulți ani. Oksana, dacă mai ești pe fir, eu aș vrut totuși, nu aș renunța la dialogul cu tine. Oksana Cașu, dacă mai este? Da, sunt pe fir. Da. Salut, Oksana. Oksana este printre pionerii e-guvernării. A fost colegă co-echipieră cu noi mai mulți ani în perioada 2011-2015-16, dacă nu greșesc. Din 2010 până în 2017. Așa, și mai mult. Astăzi este la PNUD Moldova, în cadrul unui program foarte mare, EU for Moldova. Noi cunoaștem că de această investiție masivă pe care o face Uniunea Europeană în parteneriat cu PNUD Moldova prin intermediul programului. Și am fi vrut să cunoaștem, sunteți la o etapă incipientă, știu că vă concentrați pe două primării mari, pe două municipii mari din țară, Călcul și Ungheni. Am vrut să cunoaștem și noi din spatele planificărilor pe care le faceți, din infrastructura de e-guvernare existentă la ziua de astăzi, care din ele, care platforme, care produse de e-guvernare planificați le transpuneți în cadrul acelor două noi centre digitale mari care vor fi create la nivelul primăriilor din Călcul și Ungheni. Mersi tare mult, Diana, colegi, Iurie, sunt fericită să mă reconectez cu voi. Am întotdeauna plăcerea să revin în marea familie a e-guvernării, așa cum a menționat și Diana, am stat la bazele împreună cu o echipă foarte puternică creierii Centrului de Guvernare, implementării agendei de transformare și pregătirii proiectului de modernizare a serviciilor publice. Cu această ocazie, chiar dacă sunt acum la PNUD și particip la implementarea părții sau tot ce ține de digital și de smart development și digital transformation, am reușit împreună cu echipa de la Agenția de Guvernare Electronică să semnăm un memorandum de colaborare, pentru că, în primul rând, știu ce este și ce s-a făcut pe interior, care este valoarea la toate platformele și la toate serviciile pe e-transformare care au fost create până acum și impactul enorm pe care l-au avut până acum, din 2010 până am fost eu în echipă, dar continui să monitorizez cu mare drag ceea ce faceți. Ceea ce ne-am propus în cadrul programului mare care se numește EU pentru Moldova Regiuni Cheie și anume Călcul și Ungheni, sunt localitățile învecinate, este să oferim servicii publice de calitate, dacă e să mă refer la partea de transformare digitală. Totodată să vedem care sunt acele așteptări pentru regiunile cheie Călcul și Ungheni pe partea de smart sau de dezvoltare inteligentă, să setăm acele acțiuni împreună cu partenerii cheie pentru, de la care am putea învăța multe și replica tot ce este mai bun pe partea dată și totodată să aplicăm acele soluții smart pentru tot ce înseamnă serviciile publice de gospodărie comunală, serviciile locale și să avem o interacțiune cu cetățenii mult mai calitativă, dar și o interacțiune cu mediul de afaceri. Aici ceea ce ne-am propus e să modernizăm serviciile publice la nivel local prin reinginerie acestor servicii, să implementăm ghișeile unice, să elaborăm conceptul de oraș inteligent pentru Călcul și Ungheni, ceea ce facem la moment împreună cu un consultant internațional, dar totodată am avut și un dialog foarte constructiv cu echipa Agenției de Guvernare Electronică, să consultăm toate achizițiile care au componenta IT sau de transformare digitală, să integrăm serviciile publice locale cu plată, cu MPay, Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice,
să dăm startul inițiativei de date deschise și guvernare deschisă și totodată să vedem ce alte opțiuni sunt pe partea de smart governments și smart cities, ținând cont că știm că echipa Agenției de Guvernare Electronică este în proces de elaborare unui concept de smart municipality. Am să mă opresc aici, dar sunt sigură că datorită efortului considerabil pe care l-a făcut echipa și susținerea, a avut susținerea totală din partea Băncii Mondiale și aici am să salut călduros pe Sergiu Panagheu și pe Constantin Rusu. Am avut momente de discuții foarte, foarte frumoase și plăcute și am reușit împreună să găsim acele soluții potrivite pentru nivel central, ceea ce ne propunem la moment prin programul EU pentru Moldova, regiuni cheie, este să replicăm acele beneficii care au fost implementate până acum și la nivel local, pentru că nu beneficiile digitalizării nu sunt doar pentru nivelul central, dar și pentru cei din localități sau regiuni. Sunt toate premisele loc, avem toate bucățele de puzzle, aș zice, care pot fi unite. Avem o echipă și sunteți o echipă deschisă și puternică care poate să asiste atât pe partea de capacity building, pentru că asta este un moment important în implementarea oricărui program. Ne vom baza la fel în cadrul programului EU pentru Moldova în valorificarea celor parteneriate și vom încerca să avem acei ambasadori, așa cum am avut și am setat la acea perioadă ambasadorii în cadrul instituțiilor publice, ca să implementăm sau să aducem în vizor acele câștiguri rapide, să prindă gust și partenerii din regiune a ceea ce înseamnă smart development și digital transformation. Vom continua să colaborăm fructuos. Este doar început, bine, proiectul a început anul trecut, programul a început anul trecut în noiembrie, dar este on board de anul ăsta, practic, și avem multe de lucru, avem ce învăța și mizăm în continuare pe susținerea voastră. Mersi tare mult și voi continua cu plăcere să lucrez cu acea echipă care am cunoscut-o și noua echipă. Mersi! Oana, îți mulțumim foarte mult și nu în ultimul rând our tribute, da? Goes to you pentru acel efort colosal care a fost depus de către tine în acei 7 ani de activitate în cadrul echipei și în implementarea proiectului de transformare a guvernării. Mult succes! Este EU for Moldova, este un program ambițios, mult succes și ne dorim și noi foarte mult să fim alături de voi, să continuăm colaborarea fiind alături de voi în realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus și voi, dar pe care le avem și noi pe agenda de zi de zi. O zi frumoasă și mersi pentru intervenție. Dacă îmi permiteți, domnilor directori, eu treptat am să trec la următorul sectorul privat, dar ar fi corect și onorabil din partea noastră să nu am cum să nu menționez aici colaborarea frumoasă pe care o avem și cu Universitatea Tehnică a Republicii Moldova, în care ținem cursuri de e-guvernare atât la programul de licență cât și la programul de masterat de mai bine de 5 ani
avem o colaborare cu Universitatea Liberă. Economice a Republicii Moldova, unde colegii noștri, care pe lângă faptul că sunt niște specialiști de stat a Republicii Moldova. Domnul Mocanu, parteneriatul cu USM e de câțiva ani și îmi amintesc foarte bine ziua în care am făcut cunoștință cu dumneavoastră și ne-ați vorbit despre frumoasa inițiativă de a reuși congruența dintre e-guvernare și jurisprudența. Știu că la ziua de astăzi aveți un ciclu de masterat dedicat acestui domeniu. Vă rog foarte mult, dacă este posibil, să ne dați mai multe detalii despre această inițiativă, care este unică în Republica Moldova și foarte importantă, pentru că de cele mai deseori avem nevoie de juriști foarte buni în domeniul e-guvernării și viceversa, de un specialist tehnico-tehnologic foarte bun, care să înțeleagă și să fie un specialist bun în domeniul juridic. Doamna Mocanu, dacă sunteți pe fir, vă salutăm și vă oferim cuvântul. Bună ziua tuturor! Sper că se aude bine, da? Da. Bună ziua, se aude. Deci, bună ziua! Mă bucur să fiu alături de Agenția de Guvernare Electronică la un astfel de eveniment. Noi ne bucurăm foarte mult de realizările Republicii Moldova și, dacă să fiu sinceră, la multe evenimente internaționale, atunci când participăm și atunci când vedem realizările altor state, ne bucurăm să vedem că Republica Moldova se situează în lista de top a avansărilor tehnologice și a avansărilor de digitizare a sectorului public. În aceeași ordine de idei, ne includem și în domeniul academic și aici vreau să zic ce am realizat noi până acum, inclusiv cu suportul Agenției de Guvernare Electronică, dar și ce ne preconizăm noi pentru viitor. Deci, la moment, de fapt, avem deja 3 promoții. Am instituit un program de master. Programul de master inițial a fost numit program de master drept informațional. Ulterior, având în vedere necesitățile pieței locale și având în vedere aceste cunoștințe de care spunea doamna Zaharia, că funcționarul public din ziua de astăzi trebuie să aibă cunoștințe și din domeniul public, dar și în aceeași ordine să aibă capacități digitizate și să înțeleagă de fapt cum funcționează sistemul IT. Și din această perspectivă ne-am gândit că ar fi oportun să redenumim acest program de master și acest program de master a venit cu o altă titulatură și anume drept public și guvernare electronică și în această ordine de idei programul încearcă să acopere ambele domenii, atât domeniul reglementărilor cât și domeniul reglementării tehnologiilor informaționale, acesta fiind dedicat în special funcționarilor publici. Suntem deja, așa cum am spus-o, la a treia promoție. Masteratul respectiv capătă, hai să zic eu așa, popularitate în rândul studenților, în rândul masteranților și acest lucru ne bucură foarte mult, dar în același context ne-am bucurat foarte mult dacă în continuare am stabilit mai multe parteneriate cu autoritățile publice, în așa fel încât absolvenții noștri să se regăsească în domeniul public din oricare instituție. Fiindcă necesitățile sunt destul de mari, studenții, din păcate, avem nu atât de mulți, dar îi avem și iată, în felul acesta am putea să prosperăm prin a oferi pieții muncii personal calificat. Totodată aș vrea să menționez că pentru viitor, și atât dacă tot s-a vorbit despre Universitatea Tehnică, mă gândesc eu că pentru viitor ar fi o variantă bună de colaborare, de dezvoltat, de a avea un master interdisciplinar, în așa fel încât studenții să aibă nu doar capacități
fie tehnice, fie juridice, dar să le îmbine pe ambele și în felul ăsta să acoperim necesitățile și golurile pieței muncii. Asta cred că ar trebui să fie scopul nostru pentru viitor și cred că împreună cu Agenția de Guvernare Electronică poate ne gândim la un proiect comun împreună cu UTM-ul, împreună cu Facultatea de Drept și încercăm să avem un program de master interuniversitar, interdisciplinar și în felul ăsta să fim utili societății și nemijlocită societății guvernate de digitizare. La fel vreau să atrag atenție că împreună cu Agenția de Guvernare Electronică, deja două ediții la rând, am organizat conferința anuală dedicată securității informaționale și drepturilor omului. Deci este un domeniu iarăși destul de așa tranșant pentru realitatea zilelor noastre, fiindcă pe de o parte societatea informațională avansează, utilizăm tot mai multe soluții digitale, dar în același timp sunt afectate și drepturile omului, fapt de care trebuie să avem în vedere și fapt de care trebuie să ne preocupăm. Și iată, odată în an, în cadrul Universității de Stat, în luna decembrie, pe data de 10 decembrie, încercăm să vedem ce s-a realizat până la moment și nemijlocit care sunt carențele și cum pot fi ele înlăturate pe viitor. Deci eu m-am străduit să fiu foarte succintă, vreau să zic că avem niște colaborări frumoase și eu sper că această colaborare o să continue. Și sper ca să stabilim perspective pentru viitor în așa fel încât să beneficieze toți, atât domeniul public, cât domeniul privat și nemijlocit și mediul academic să aibă perspectivă de creștere. Și o altă, fiindcă iată tot mă gândesc la diferite idei cum am putea să mergem în continuare, deci dacă tot Republica Moldova o vedem ca o piață bună de desfacere din perspectiva IT, atunci un alt nivel la care cred că am putea să mergem este dezvoltarea acestor programe de studii, inclusiv în limbi străine, engleză, franceză, în cazul în care avem companii cu sedii și cu reprezentanțe în Republica Moldova, dar acestea sunt companii străine. Deci eu vă mulțumesc mult pentru efortul. Sper că acțiunile vor derula în continuare și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt careva întrebări, atunci voi fi bucuroasă să răspund. Doamna Mocanu, vă mulțumim foarte mult pentru această retrospectivă atât de detaliată a parteneriatului AGE-USM și pentru ideile foarte bune de a ne continua colaborarea. Cu siguranță ni le notăm și ni le încercăm să le includem pe agenda acolo unde va fi posibil și oportun ca să le dăm viață acestor idei. Și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți de fiecare dată receptivă și mereu alături de activitatea AGE. Da, vă mulțumesc. Onorată audiență, înainte de a oferi domnului director Iurie Țurcanu șirul de concluzii care urmează a fi făcute la finalul acestui eveniment, aș vrea să menționez, spre regret din lipsă de timp, doar să menționez câteva parteneriate cu sectorul neguvernamental și asociativ. Cu siguranță în capul listei stau acei e-ambasadori bibliotecarii, care astăzi sunt în peste 900 de biblioteci din țară și reprezentanți cu care Agenția de Guvernare Electronică încearcă să mențină legătura la maximum des posibil pentru a instrui și pentru a le oferi acele produse novice care sunt sau vor fi dezvoltate în cadrul agenției. De asemenea, Asociația Contabililor și Asociația Națională a Parajuriștilor este un parteneriat mai nou al Agenției de Guvernare Electronică, care sperăm să-l continuăm și pe care sperăm să-l continuăm și în anii care vor urma, pentru că parajuriștii sunt
sunt acei piloni reprezentanței sectorului juridic care coboară la nivel local și oferă asistența necesară cetățenilor din locuitori ai zonelor rurale care au nevoie de această asistență și în special grupurile social vulnerabile, pentru care se îngrijește și Agenția de Guvernare Electronică prin oferirea serviciilor electronice și sectorul neguvernamental și, bineînțeles, administrațiile publice centrale și locale. Domnule Turcanu, vă rog. Mulțumesc frumos, stimați colegi, distinși colegi. Eu vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit în cadrul acestui eveniment, pentru cuvintele frumoase aduse la adresa echipei noastre, dar și a partenerilor noștri, întrucât noi suntem convinși că sensul proverbului moldovenesc, că unde unul nu-i putere, unde doi puterea crește, este cu atât mai mult sens în procesul digitizare, într-un proces deloc simplu, care implică foarte multe lucruri. Sunt sigur că ar fi multe și multe și multe de spus, întrucât mai avem multe legături cu diferite organizații asociative, Camera Notarială, cu Asociația Companiilor TIC, cu Camerele de Comerț și Industrie, cu care ținem un contact permanent în a valorifica infrastructurile de guvernare și a genera noi oportunități pentru noi toți. La această familie de parteneriate, de prieteni ai e-guvernării, vreau să vă anunț că va adera în curând un nou jucător, unul de forță, și anume întreprindere de stat Poșta Moldovei, cu echipa căreia am negociat, am discutat, mă rog, nu sunt negocieri, sunt negocieri pe principii și valori, cum ne-am obișnuit a spune. Deci am discutat despre niște proiecte foarte interesante, foarte mult așteptate de către societatea noastră și suntem gata cu domnul director general interimar, domnul Vitalie Zaharia, chiar în această săptămână să inițiem această cooperare cu Poșta Moldovei. Căutăm, explorăm și noi oportunități ca să ajungem, după cum ați văzut, să ajungem la toate aspectele de guvernare electronică, atât în sectorul public, cât și în cel privat, cât și în cel universitar, pentru că ne gândim la o e-guvernare durabilă, la una care nu este doar pentru ziua de azi, dar pentru mai mulți ani înainte. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate eforturile depuse. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră, în proiectele dumneavoastră și oriunde credeți că există loc pentru digitizare, cel puțin în imaginația dumneavoastră, vă rugăm să nu ezitați, să ne comunicați, să ne antrenați în acele vise digitale ale dumneavoastră, că ele pot cu ușurință să devină realitate. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc succese și vreau să vă invit la următoarele sesiuni, în următoarele săptămâni, pentru care avem planificat și niște lansări sonore de unele produse noi de e-guvernare până pe 20 decembrie, când se încheie această campanie de comunicare, avem planificate cam 5 la număr, dacă nu mă înșală memoria, lansări de noi produse pe care veți vedea că vom fi bucuroși să le utilizăm noi toți ca cetățeni simpli și ca antreprenori. Până atunci, o zi frumoasă să aveți, multă sănătate și numai bine. Mulțumim frumos! Mersi! La revedere! Mulțumim! Mulțumim mult!